Bună seara, doamnelor și domnilor, și bine v-am găsit! Sunt Gabriela Burjakovski și vă invit la Sinteza Săptămânii. Urmăriți în continuare, pe scurt, cele mai importante subiecte care au marcat ultimele zile. Se caută guvernator la Banca Națională. Primii oameni în stat caută soluții pentru a scoate țara din haos. Șoferii vor scăpa de punctele de penalizare, dar vor plăti amenzi mai mari. Cinci spitale din Chișinău au de astăzi căldură. Termoelectrica a început furnizarea energiei termice centralizate după ce meteorologii au anunțat cod galben de îngheț. Până va ajunge însă căldura în caloriferele chișinăuienilor, sectorul energetic este la greu dezbătut pe mesele responsabililor. După ce Fondul Monetar Internațional pentru a acorda un nou împrumut țării noastre a înaintat drept una din cerințe revizuirea tarifelor la energie electrică, gaz și încălzire, autoritățile au început acum să caute noi soluții. Noi suntem, cum am mai spus-o, între ciocan și nicovală. Da, într-adevăr, Fondul Monetar Internațional a impus o precondiție pentru a veni în țară pentru ajustarea tarifelor la energie termică. Principalul lucru care acum guvernul îl face, deci Ministerul Economiei, Ministerul Mediului, Ministerul Muncii și Protecției Familiei și Ministerul Finanțelor, găsim sursele pentru a susține păturile social vulnerabile la aceste ajustări. Triboi a mai anunțat că începând cu anul viitor va fi demarată construcția gazoductului Ungheni-Chișinău. Vreau să vă comunic că în câteva luni vom demara lucrările la gazoductul Ungheni-Chișinău. La acest moment, în procesul de finalizare, este studiul de fezabilitate pentru construcția gazoductului, după aprobarea căruia vor demara studiile sau proiectul tehnic. Potrivit viceministrului, tarifele la lumină, gaz și energie termică trebuie să se majoreze aproximativ cu 4% anual pe parcursul a 10 ani. De aceeași părere sunt și reprezentanții Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică. De asemenea, ANRE a ținut să dezmintă informațiile apărute în presă, precum că energie electrică importată de țara noastră ar fi de 1,8 cenți pentru un kilowatt. Și avem un preț de import de 6,9 cenți din anul 2012 pentru Republica Moldova. Practic avem 3 ani de zile, 2012, 2013, 2014 parțial până la 1 aprilie, deci 6,9 cenți prețul de import pentru energie electrică în Republica Moldova, vândută, reiterez aici, de către centrala termoficare electrică de la Cuciurgal, la direct, cum se discută foarte mult, deci la direct operatorul Energo.com. Din anul 2014 avem o scădere de preț la 6,8 și începând practic cu anul sfârșitul 2014, începutul 2015 avem o scădere a prețului până la 6,75 cenți pe kilowatt. Experții în economie sunt însă de altă părere. Anterior, mai mulți experți în economie au declarat că cetățenii sunt jefuiți în fiecare lună de 12,5 milioane de dolari prin intermediul firmei Energo Capital, care este intermediară între centrala de la Cuciurgan și consumatorii finali. În opinia analiștilor, compania furnizoare de energie cumpără curentul electric de la producător la un preț de 1,8 cenți și îl vinde ulterior consumatorilor cu 6,8 cenți. Se caută un șef la Banca Națională. Ieri a fost anunțat concursul la funcția de guvernator. Astfel, noul șef trebuie să aibă cel puțin 10 ani de experiență în domeniul financiar bancar, bună reputație, independent și să cunoască o limbă de circulație internațională. Potrivit acestor criterii, comisia va trebui să aleagă un nou guvernator într-un timp record, întrucât președintele Parlamentului Andrian Candu a declarat că până la mijlocul lunii noiembrie această funcție trebuie să fie preluată oficial. Noul guvernator al Băncii Naționale trebuie să fie un profesionist, să nu aibă interdicția de a ocupa anumite funcții, să fie apt din punct de vedere medical și preferențial să cunoască limba engleză. Mai mult decât atât. Declarație pe proprie răspundere, în cazul va fi numit în funcția de guvernator, în termen 30 zile, va abandona pe durata mandatului funcțiile incompatibile cu funcția de guvernator. El își asumă angajamentul.
Aspiranții la funcție deja pot depune dosarele, întrucât este necesar ca persoana potrivită să fie numită până la mijlocul lunii noiembrie, astfel încât peste două luni o nouă misiune FMI să poată reveni în Moldova. Până la data de 6 noiembrie 2015, va organiza selectarea candidaților și va prezenta președintele Parlamentului pentru a fi propus. Nouă, nu ne ajung doar unele elemente tehnice, pe de o parte, și probarea unor acțiuni de reformă deja prin fapte, prin acțiuni mai concrete. Elementul tehnic se numește conducerea băncii naționale. După ultima întâlnire cu misiunea FMI, care în această săptămână și-a încheiat vizita de evaluare în Republica Moldova, Valeriu Străleț a reiterat ideea semnării unui nou memorandum până la sfârșitul acestei toamne. Până atunci însă, potrivit lui Străleț, Republica Moldova are de luat mai multe măsuri urgente, care vor fi întreprinse în perioada imediat următoare pentru a putea negocia și semna acordul cu Fondul Monetar Internațional. Sectorul energetic, și anume perspectiva finalizării auditului în sectorul energetic și punerii în aplicare a tarifelor reale care ar permite bună funcționare a sectorului energetic. Desigur, o condiție vizează sectorul bancar, care are, pe de o parte, avansarea procesului de lichidare controlată a celor trei bănci care au fost fraudate, stabilitatea conducerii băncii naționale. Adică aprobarea în funcție și oferirea instrumentariului necesar. Totodată continuă și investigarea fraudei din sistemul bancar. În această săptămână, compania americană Kroll a demarat cea de-a doua etapă de anchetă la Banca de Economii, Banca Socială și Unibank. Sunt sigur că investigația și vreau, îmi doresc ca investigația să se desfășoare cât mai repede, calitativ și să avem primele persoane care vor fi trase la răspundere cât mai repede posibil. În timp ce guvernarea se arată plină de speranțe, experții în economie tratează cu scepticism acest anunț. Расследование умышленно затягивается и по сути дела, у нас здесь в стране не ищется виновные. Прошел год, да, но невиновные, не расследование и так далее не ведется. Почему? Потому что деньги украдены, их никто не собирается возвращать. Sistemul bancar din Republica Moldova a fost puternic afectat după ce din BEM, Banca Socială și Unibank au fost scoase peste 13 miliarde de lei prin intermediul creditelor neperformante. Prima parte a investigației a fost efectuată de asemenea de către compania americană Kroll, care de altfel a fost singura care și-a anunțat oferta și în cea de-a doua fază a anchetei. Dacă la Banca Națională se caută un nou șef, la Guvern și Parlament se caută soluții pentru a scoate țara din haos. Președintele țării, speakerul legislativului și premierul au semnat un apel public pentru dialog social, prin care cheamă la implicarea clasei politice și a societății civile pentru identificarea în comun a metodelor de rezolvare a disputelor de ieșire din impasul în care se află astăzi Republica Moldova. Deocamdată nimeni dintre organizatorii protestelor nu au anunțat că vor participa la dialog. Primii oameni în stat invită clasa politică, organizațiile non-guvernamentale, dar și societatea civilă la un dialog deschis pentru a găsi soluții de stabilizare a situației. Potrivit oficialilor, doar în cazul în care nu vor fi identificate măsuri, numai atunci se va putea vorbi despre demiteri în lanț. Dacă nu vom reuși să atingem acele obiective pe care ne le propunem, atunci noi vom fi disponibili să vorbim despre demisiile în lanț pe care le solicită protestatarii și de o sorginte și de alta. Asta e esența acestui apel. În apelul semnat, oficialii mai declară: doar împreună, lucrând umăr la umăr, putem găsi soluții bune și aplicabile pentru depășirea provocărilor fără precedent cu care se confruntă Republica Moldova și pentru lansarea țării noastre pe un făgaș irreversibil de modernizare și dezvoltare. În demersul lor, autoritățile mai susțin că Moldova are nevoie de stabilitate și de o guvernare funcțională care să poată relansa economia și să combată corupția. Pe lângă invitația la dialog, președintele Andrian Candu a mai invitat și deputații la muncă. În acest fel, Parlamentul Republicii Moldova se convoacă pe 15 octombrie în prima ședință din această toamnă. La această primă ședință va fi invitat prim-ministru Valeriu Străleț și componența întreagă a guvernului pentru a
face pentru a da o informație și a raporta despre situația actuală, situația social-economică din țară. De asemenea, în prima ședință a plenului Parlamentului din această toamnă, vor fi audiate rapoartele din sectorul energetic, sectorul financiar bancar și situația privind alegerile parlamentare și locale. Sper foarte mult că vom găsi foarte multe răspunsuri la întrebări ce ține de domeniul energetic, inclusiv tarife, inclusiv majorarea tarifelor și dacă e cazul și cum, inclusiv contractele de furnizare a energiei electrice și de distribuție, inclusiv despre această companie intermediară. Candun s-a refuzat să pună la vot proiectele PSRM privind demisia conducătorilor mai multor instituții de stat, fapt care a stârnit indignarea socialiștilor, care au anunțat că fracțiunea va iniția o acțiune de demitere a președintelui Parlamentului. Președintele Parlamentului a refuzat să pună la vot proiectele de demisie a Procurorului General, a Comisiei Electorală Centrală, a Audiovizualului, a Curții de Conturi, a Andreiului, a Băncii Naționale și a CNA-ului. În legătură cu aceasta, noi socialiștii inițiem, începând cu ziua de astăzi, demisia președintelui Parlamentului Republicii Moldova. Chiar mă miram, sincer, de ce până astăzi nu a fost cerută demisia Parlamentului, președintelui Parlamentului, demisia mea. Domnul Dodon a întors recent din deplasare, luând în considerare că planul A și planul B nu a funcționat. Asta probabil este planul C pregătit acolo. Printre prioritățile sesiunii legislative curente se numără reforma justiției și combaterea corupției, reforma sistemului financiar-bancar și dezvoltarea afacerilor, implementarea acordului de asociere precum și adoptarea pachetului agricol și a modificărilor legislative în domeniul audiovizualului. Una bună, alta rea. Șoferii vor scăpa de punctele de penalizare, dar vor plăti amenzi mai mari. Ministerul Afacerilor Interne vine cu un nou proiect de amendamente la codul contravențional. Ce presupune și cu ce scop ministerul are intenția să facă aceste modificări, vedeți în reportajul ce urmează. Potrivit directorului Serviciului Tehnologii Informaționale al MAI, Dan Chirița, scopul primordial al modificărilor propuse de Ministerul Afacerilor Interne este disciplinarea la maximum a participanților la traficul rutier. Statistica demonstrează faptul că șoferii încalcă foarte mult și probabil nu în ultimul timp de aceea că codul contravențional nu este perfect, de aceea și venim cu acest proiect și noi suntem siguri că implementarea acestui oportunități, cu toate că ar fi multe discuții că este necesar de majorat sancțiunile, nu este necesară, noi nu venim numai cu sancțiuni de majorare, venim și cu alternative. Dacă în prezent codul contravențional vine cu o amendă de 200 de lei și două puncte de penalizare pentru toți șoferii care staționează sau parchează în locuri interzise, atunci noua prevedere vine cu o amendă de la 600 la 1000 de lei și cu aplicarea a 4 puncte de penalizare. Un lucru important este faptul că dacă ați încălcat regulile de circulație și ați decis să achitați această amendă în primele 72 de ore, atunci nu veți avea puncte de penalizare, însă veți fi nevoiți să achitați amenda integral fără a beneficia de reducerea de 50% de care beneficiați în prezent. Totuși aici ar putea apărea unele modificări și anume această variantă să fie una opțională. Mai simplu vorbind, s-ar putea ca șoferii să aleagă ori achită suma amenzii integral fără să primească puncte de penalizare, ori plătesc amenda cu o reducere de 50% în primele 72 de ore, însă cu aplicarea punctelor de penalizare. Și șoferii care nu își vor cupla centura de siguranță sau vor purta discuții telefonice în timp ce șofează, riscă o amendă de la 400 la 1000 de lei. În actualul cod contravențional, aceste încălcări sunt sancționate cu o amendă de la 300 la 400 de lei. Participarea la desfășurarea neautorizată pe drumurile publice a concursurilor, antrenamentelor sau a competițiilor cu vehicule se va sancționa cu o amendă de la 2000 la 3000 de lei cu aplicarea a 5 puncte de penalizare. Este o normă binevenită deoarece datorită excluderii acesteia avem haosul care avem acum pe străzile capitalei și nu numai în privința organizării cursurilor neautorizate și ele sunt destul de periculoase. Deci pentru a preveni aceste cazuri tragice este evident că se începe de la profilaxia documentării cazurilor prin introducerea acestei norme. După cum și era de așteptat, majoritatea șoferilor nu s-au arătat prea încântați de noile modificări propuse de Ministerul de Interne. Bărdac, caroci. Deci nu sunteți de acord cu asta? Nu, nici într-un caz. Dar cine e de acord cu așa?
Păi, dar totuși nu trebuie de încălcat până la urmă, nu? Nu, dar cine încalcă? Șoferii. Șoferii încalcă, eu mă stăruiesc să nu încalc. Spre exemplu, acum vă porniți, dar nu ați cuplat centura de siguranță. Eu am să pun mușie, eu am pus, asta eu pun centura. Nu-i porni din loc. Da, eu nu m-am pornit din loc, nu m-am... Când să mă porniți din loc și dacă mă porniți fără dânsă, atunci a să... Și încă n-are nici să-i spune. Probabil pentru cei care foarte des încalcă, poate e un plus, că adică n-a să aibă riscul să-și piardă permisul. Pentru cei care au, în schimb, mai mulți bani, adică... E o facilitate. Da. Я могу сколько угодно, значит, нарушать, да, платить полную сумму и нарушать себе хоть и месяцами, годами подряд. Вот. А если ты имеешь пункты эти, значит, ты все равно уже, получается, морально себя сдерживаешь от правонарушений. Вот. И я считаю, что это неправильно. Deocamdată nu se cunoaște când vor intra în vigoare noile modificări. Proiectul va fi expediat la CNA pentru efectuarea expertizei în rezultatul coordonării cu instituțiile interesate. Ulterior, după recomandările instituțiilor și ministerelor de resort, documentul va ajunge în guvern pentru aprobare, iar ulterior în Parlament. Deși ziua vinului a trecut, gospodarii de la sate nu contenesc să-și etaleze vinul, dovada măestriei cultivării și prelucrării viței de vie. Pregătit după adevăratele tradiții, vinul nu contenește să curgă în butoaie, iar gospodarii deja se pot mândri cu roada din acest an. Domnul Vladimir Nani din localitatea Cojușna a moștenit maestria de a face un vin pe potrivă încă de la bunelul său. Acesta i-a transmis adevăratele secrete a unui vin bun. Mă strădui toată vremea ca să fie sorturile aparte de poamă, deci să le fac sau câteodată când mai combin un sort cu altul, mai sfătui cu tehnologii, cum care e mai bun. De exemplu, un sort de vin alb e ca să-i adaugi un muscat, așa știu că nu mai mult de la 10 până la 40%, deci spunem de muscat în vinul alb, ca să fie un vin nou, să fie un vin foarte bun. Gospodarul prepară tradițional băutura moldovenească deja de 36 de ani. În acest timp a reușit să deprindă și frumoase tradiții care le respectă an de an. Înainte de a începe preparatul, de a face vinul, deci ne adunăm cu prietenii, ne sfătuim cum să facem vinul mai bun. Sigur că după primul pahar de vin care e făcut nou, tot așa se invită prieteni, se invită neamurile, oaspeți să se servește. Vladimir Nani se poate mândri și cu un beci pe potrivă, construit încă în anul 1893. Anume, aici sunt păstrate peste 9 soiuri de vin. În acest butoi este făcut cupaj din 3 soiuri de poamă, deci Aligotie, și 2 soiuri de poamă bătrânească, Flenche și Malaga, este soiuri de poamă ungurească. În popor la noi încă înainte îi mai spunea Brumărie și Plăvaie. Totodată însă vinul face și victime. O femeie și un bărbat din satul Mingir au decedat în urma intoxicării cu dioxid de carbon emanat în urma fermentării vinului. Salvatorii au fost alertați pentru a interveni în localitatea Mingir, raionul Hâncești. Din primele informații se cunoștea că un bărbat de 46 de ani și mama acestuia de 74 de ani au căzut fără suflare în beciul din gospodărie. Ajunși pompieri au stabilit că femeia și bărbatul nu mai sunt în viață. Primele informații atestau că oamenii s-ar fi putut intoxica cu dioxid de carbon emanat în urma fermentării vinului. De cealaltă parte, medicii susțin că primele simptome a intoxicației cu dioxid de carbon sunt tahicardia și insuficiența respiratorie. Pentru prevenirea otrăvirii cu gaze, specialiștii vin cu mai multe recomandări. Când intră persoana în beci sau într-o subsol, ar fi bine să intre cu o mânare aprinsă, pentru că atunci când cantitatea de monoxid de carbon depășește o concentrație respectivă dăunătoare sănătății, lumânarea se stinge. Aerisirea chiar recomandabil pentru persoanele care fac vin al beciurilor. În toată perioada cât fermentează vinul, beciurile să fie aerisite prin sisteme de ventilare și ușile deschise în permanență. Precizăm că de la începutul toamnei 2015, 4 persoane și-au pierdut viața intoxicați cu dioxid de carbon.
Nebănuite sunt căile vinului. După ce protestatarii și vinificatorii nu au putut împărți centrul capitalei, iar sărbătoarea vinului a fost marcată într-un format nou, oficialii au tras linie și au răsuflat ușurați. Aceștia susțin că licoarea lui Bahus a fost sărbătorită cu succes. Asta în ciuda faptului că Republica Moldova a fost vizitată în cele două zile de un număr mai mic de turiști decât în anii trecuți, iar sticle de vin au fost vândute de 6 ori mai puțin. Totul însă, potrivit autorităților, s-ar fi putut încheia cu mult mai rău. În aceste două zile, în jur de 17.000 de oameni au vizitat vinării. Într-un sfârșit s-a dovedit a fi un mare succes, după părerea noastră. În timp ce cele 10 companii vinicole s-au bucurat de vizitatori din plin, iar veniturile le-au înflorit considerabil, alte 10 de întreprinderi nu au avut posibilitatea să-și invite turiștii la ei acasă. Lucru ușor de presupus, concurența își spune cuvântul. Sper că formatul să nu modificăm prea tare pe anii viitori. Și cu toate că autoritățile se laudă că noul format este mai interesant pentru amatorii licorii lui Bahus, se pare totuși că aceștia nu vor să renunțe și la tradiția veche, cea de a sărbători ziua vinului în piața Marii Adunări Naționale. Companii care au participat la acest eveniment au vândut în jur de 15.000 de sticle de vin. Bine, desigur că în piața Marea Dunării Naționale participau 30-40 de companii vinicole. În ceea ce privește acuzațiile aduse de mai multe vinării și asociații non-guvernamentale, potrivit cărora Republica Moldova ar fi înregistrat pagube de peste 8 milioane de euro în urma zilei vinului, Oficiul Național al Viei și Vinului declară următoarele. Au fost niște dezinformări, doar noi știm câți într-adevăr au fost în aceste două zile acolo și câte pahare am distribuit și câte brățări am distribuit. Circa 17.000 de oameni, dintre care peste 2.000 de turiști străini, au sărbătorit ziua vinului la vinăriile din țară. Anul trecut, la evenimentul organizat cu același prilej, în centrul capitalei au participat peste 100.000 de oameni și circa 40 de companii vinicole. Iar dacă despre venituri considerabile nu se vorbește, cheltuielile sunt grăitoare. Pentru organizarea sărbătorii au fost alocate 793.000 de lei. Gabriela Burjakovski, Oleg Kazlov, Pavel Voscoboi pentru Știrile 21. Dezastru ecologic la Cojușna. Locuitorii satului deja de o săptămână luptă cu focul izbucnit la gunoiște din preajma satului. În timp ce autoritățile se avântă în promisiuni că vor rezolva problema, oamenii sunt nevoiți să trăiască sub un nor gros de fum. Din câte ne-au spus localnicii, flăcările focului aici au izbucnit încă vinerea trecută. Vedem că și acum focul aici mocnește și a format un nor imens de fum. Aceștia ne-au mai spus că dimineață la fața locului a venit și primarul satului. Acesta a spus că în scurt timp situația se va clarifica, însă vedem că lucrurile au rămas la fel. Oamenii mărturisesc că fumul ce vine din partea gunoiștei neautorizate face viața acestora insuportabilă. Localnicii mai susțin că incendiile la această groapă cu gunoi se întâmplă cel puțin de 2 ori pe lună. O fumăraie, Doamne ferește! Tot fum care vine de acolo, tot asta e mirosul, este atât bine în sat. Grămada de gunoi măsoară o suprafață de circa 800 de ari de pământ și are o adâncime de 7 metri. Deja de 12 ani, localnicii se luptă cu nenumăratele incendii provocate din neatenție de către trecători. Cel mai mult, totuși, au de suferit cei care locuiesc în vecinătate. Eu așa tot timpul mă uitam când vine, dar atunci am întârziat vreo 5 minute, când am venit, am uitat și ardem cum scade. A noastră administrație publică care a noastră. De ei azi au apărut. Ei habar n-au și spitrești. Aici zilnic sunt aduse peste 3 tone de resturi menajere. Odată ce ard acestea, devin extrem de periculoase pentru sănătate. Situația a ajuns deja la limită, iar unii locuitori ai satului au hotărât să scoată bani din propriile buzunare și să acopere gunoiștea cu pământ. Eu i-am propus, îmi iau responsabilitatea, banii cheltuială o astup eu. Din banii mei, nu-mi trebuie. Asta nu numai noi suferim, suferă tot satul. Uitați-vă, apele subterane se duc toate în sat. Păi asta e problema. Așa cum nu sunt auziți de nimeni, oamenii din localitate au decis să acționeze cu propriile puteri pentru a acoperi gunoiștea. Eu am angajat de acum tractorul, l-am achitat în jumătate. Gunoiștea asta mă omoară de-am. Uitați-vă ce se face.
Dacă se vor întreprinde careva măsuri sau nu, am încercat să aflăm chiar de la autorități. Ajunși la primărie, aceasta era pustie. Mai mult, primarul satului, Sergiu Jereghi, nu a fost de găsit nici la locul de muncă și nici acasă. Nici responsabilii din cadrul Ministerului Mediului și a Inspectoratului Ecologic de Stat nu ne-au oferit detalii la acest subiect și dacă se vor întreprinde careva măsuri. Totuși, la momentul actual, localnicii ne-au mărturisit că luni urmează ca groapa de gunoi să fie acoperită cu pământ, iar deja în luna martie a anului viitor va fi construită o altă gunoiște în apropierea satului. Banii pentru efectuarea lucrărilor vor fi alocați din bugetul local. Dacă sunteți martorii unor situații similare sau a unor incidente care ar putea deveni știre, contactați-ne la numărul de telefon 438384. Iar noi vă mulțumim că ați fost alături de noi. Acestea au fost cele mai importante evenimente ale săptămânii. Mai multe știri găsiți pe site-ul nostru oficial tvc21.md. Să aveți un sfârșit de săptămână așa cum vi-l doriți. Numai bine!